aici am avut baia unde era cada, gâveta, WC-ul și toate cele, de-abia o construisem. Paguba e totală. Au țipat, au chemat vecinii, au sărit și câțiva vecini în ajutor, nu știu exact, nu pot să vă spun exact câți erau, dar au mai sărit, dar nu au putut face față pentru că incendiul era destul de, focul era destul de mare și a trebuit intervenția pompierilor ca să stingă. Care credeți și care au spus de fapt și pompierii că a fost cauza incendiului? Au spus că s-au produs un scurt circuit undeva în pod, la o doză anume. Nu știu să vă spun exact, sunt făcute de tatăl meu de foarte mult timp. A fost și un șifonier acolo cu haine, probabil s-a produs scânteia, a sărit pe haine și a continuat. Era în mare proporție casa din lemn făcută și de atâta timp și a luat foc. De la zero e toată treaba. Nimic nu prevestea tragedia. Copiii se jucau în curte, mama făcea curățenie, iar tata era la serviciu. Dintr-o dată, unul dintre cei trei copii a văzut fumul ieșind din casă. Copilul, băiatul cel mic de 4 ani jumate, se juca prin curte și la un moment dat a văzut fum, a fugit repede la maică-sa și a spus că arde, mama arde, iese fum. Atunci soția a ieșit, a văzut. Când a văzut, s-a speriat și au ieșit în stradă, că altceva nu aveau ce să facă. Speriată, mama a ieșit în stradă și și-a sunat soțul care tocmai plecase la serviciu. Acesta a sunat la pompieri. Am primit telefon de la soție, precum a luat foc casa. I-am spus, ai sunat la pompieri, nu sunase, că era speriată, că erau cu copiii și de-abia ieșise afară din casă. Am sunat eu la pompieri, chiar dânsii au ajuns extrem de repede, odată cu mine, ceea ce e mai greu, și au reușit totuși să stingă focul, dar în proporție de 70% casa e distrusă. Am fost solicitat să intervenim pentru stingerea unui incendiu la o locuință în localitatea Stâlpu. La fața locului s-au deplasat 3 echipaje de stingere, 2 din cadrul detașamentului de pompieri Buzău și unul de la punctul de lucru Pietroasele, precum și un echipaj de prim ajutor. În momentul sosirii la locul intervenției, incendiul se manifesta la acoperișul locuinței pe o suprafață de aproximativ 100 de metri pătrați. În continuare s-a acționat pentru localizarea și lichidarea incendiului. În urma evenimentului nu au rezultat victime. În aproximativ o oră flăcările au ars totul, toată agoniseala, iar familia a asistat neputincioasă, văzând cum munca lor se face scrum. Am avut baia, care recent o făcusem, cămara unde ne țineam și noi, camera lui tatăl meu, după aceea urma camera, o altă cameră care și a fost distrusă. În mare parte a rămas camera unde stăteam noi, dar și aceea i-a ars complet acoperișul, plus că dânsii pompierii când au venit de-au băgat apă, casa fiind din pământ, talpa a fugit, deci nu se poate să fac acoperișul pe camera respectivă, că mi-e frică că se dărâmă pe mine. Drama prin care trece familia i-a impresionat pe niște vecini care au hotărât să le ofere pentru un timp un ajutor. Aceștia le-au oferit un spațiu în care să locuiască. Măcar o cameră, două, dacă ne ajută bunul Dumnezeu să reușim să nu ne prindă iarna pe afară și nu putem să stăm nici la alte familii la nesfârșit. Pentru tânăra familie, greul de-abia acum începe. Constructor de meserie, Luigi, proprietarul casei, știe că nu se mai poate reface nimic din construcția ce a rămas în picioare. Totul trebuie dărâmat, iar locul trebuie eliberat pentru o nouă casă. Fundația s-a mișcat, nu va fi în stare construcția care a rămas, așa cum o vedeți, să reziste la un acoperiș nou. Deci, ideea este că trebuie demolată. Să sperăm că primăria ne va da o mână de ajutor să demoleze și să curățăm terenul și să începem să le facem un adăpost, cum om putea, cu ajutorul prietenilor, cu ajutorul oamenilor, cu ajutorul Dumnezeu, să reușim măcar până în iarnă să aibă un acoperiș deasupra capului. Primul pas este un apel către autoritățile locale.
Împreună cu mătușa lui, Luigi a mers la primarul localității, Stelian Gioabă, care a promis că va ajuta familia. Voi convoca consiliul local și vom dezbate această problemă și sigur, ca și în alte cazuri pe care le-am mai avut în localitate, vom veni în ajutor cu o sumă de bani care se vor concretiza în materiale de construcție pentru a ridica noua locuință. Este deteriorată aproape 100%. Încercăm cu fondurile proprii, cu aprobarea Consiliului Local, cu echipamentele din dotare, bulduie, excavator, să ajutăm la curățirea molozului și a curții, după care să trecem la construirea unei căsuțe, un adăpost pentru cei 3 copii și familia respectivă. Un prim pas pe care îl fac autoritățile este acordarea unei sume ce poate ajunge la circa 10.000 de lei pentru materialele de construcție și ajutorul pentru eliberarea curții de deșeurile formate în urma demolării construcției. Primăria nu deține spații pentru cazare, dar o să încercăm să găsim în localitate și sigur vom face acest lucru, o căsuță nelocuită, unde pe perioada cât va fi construită casa să locuiască. Casa este 100% deteriorată și clar trebuie să luăm măsuri pentru a adăposti această familie. În momentul de față ei locuiesc la niște prieteni, niște oameni deosebiți care le-a întins o mână de ajutor și i-a cazat pentru câteva zile, dar nu pot să îi țină la nesfârșit. De asemenea, primarul localității promite că va încerca să găsească o locuință pentru această familie. Aici am avut baia unde era cada, gâveta, WC-ul și toate cele de-abia au construise. Paguba e totală. Au țipat, au chemat vecinii, au sărit și câțiva vecini în ajutor. Nu știu exact, nu pot să vă spun exact câți erau, dar au mai sărit, dar nu au putut face față pentru că incendiul era destul de, focul era destul de mare și a trebuit intervenția pompierilor ca să stingă. Care credeți și care au spus de fapt și pompierii că a fost cauza incendiului? Au spus că s-au produs un scurt circuit undeva în pod, la o doză anume. Nu știu să vă spun exact, sunt făcute de tatăl meu de foarte mult timp. A fost și un șifonier acolo cu haine, probabil s-a produs scânteia, a sărit pe haine și a continuat. Era în mare proporție casa din lemn făcută și de atâta timp și a luat foc. De la zero e toată treaba. Așadar, dacă doriți să întindeți o mână de ajutor către această familie greu încercată, aveți la dispoziție următorul cont bancar și un număr de telefon. Orice ajutor este binevenit.